Așa, bună dimineața, bună dimineața, dragii mei prieteni, mă aflu aici la hotelul ăsta, cel mai important hotel, eu socot că ăsta cred că e cel mai, mai scump hotel, mie mi se pare, eu nu știu. Să vă aduc la cunoștință, oameni buni, astăzi se întrunește aici în hotel, este o ședință, azi și mâine, chipurile, forumul jurnaliștilor din Moldova, eu m-am înscris. N-am trecut. Acum am intrat acolo înăuntru, așa, încecior, am intrat înăuntru. Acolo înăuntru am trecut tot și a venit dinaintea mea. Îmi pare că e Măcovei ăsta, dacă nu mă înșel. Așa îl cunosc după tot. Și m-am văzut că eu am ajuns în sală și s-o prochet de mine și nu aveți dreptul și era de doamne. Eu mi-am luat o carte de asta să vă aduc la cunoștință. Ce se întâmplă aici în Moldova, oameni buni? Dacă noi spunem că este presa liberă, asta se întrunește presa liberă. Sunt invitat și de la Drochia, și de la Găgăuzia. Drochia, care au fost amendați, sunt invitați, au trecut testul. Petru Măcovei, dar eu și-am zis, Măcovei, după câte... Dar eu i-am spus lui, aici la hotel nu pot să-ți fac un protest, fac un simplu filmuleț, luați și-l distribuiți. Nu pot să-ți fac un protest, pentru că, mă rog, este încăperea oamenilor. Dar de unde tu ai luat bani, Petru Măcovei, pe două zile și cât costă închirierea. Cine a plătit chiria în așa lux? Cine a plătit chiria? Și pentru ce se face în Moldova? Se face de fața lumii. Oameni buni, cât timp noi vă putem aduce noi, că el m-a numit blogger, că eu sunt blogger, nu sunt jurnalist, sunt blogger, sunt activist civic și am pus trec și eu aici. Și am spus, dați-mi voie, eu am să ascult, am să stau cu minte, că n-am ce vă faci, nu vă sar în cap, nu vă fac nică. Nu puteți, că n-aveți loc, înțelegeți? Câți bani, e ca USAID-ul ăsta, câți bani le dă USAID-ul, vedeți? Cine e sponsorizat? Eu ca pică, și, dar eu am spus, las că eu îți vin, Petru Măcovei, acolo la tine. Eu am să vin acolo la tine, unde este instituția statului. Și eu am spus discriminare, i-am spus, domnul Valentin, asta este o discriminare. Nici nu am trecut, nici aici, imediat ai fugit la mine. Mai văz, Maria Olari, parcă ți-a dat foc, ai lipădat tot ce este acolo. Asta cât să vă dau citire la tot, e ca tot astea. Ia uitați-vă ce e aici. Vedeți? Ia uitați ce e aici. Eu dacă vă dau fluierul, dar nu vreau să fluier că e hotelul, știți cum, s-o închiriat, nu vreau. Oamenii n-au nică cu ce e și faci Petru Măcovei, înțelegeți? Ia câte-l-i. Înțelegeți? Ce e ce vedem noi din prima sursă? Ce e ce se întâmplă? Ce e în țară din prima sursă? Și mergem sub tank mergem, scrim, distribuim, pentru că dacă am așteptat la dânșii știrile, oameni buni, nu mai vedeți nimic în țara asta. A să vedeți numai bine în țara asta. Înțelegeți că îi dau știri odată în lună. Ești toți la pachet și toți împreună. Maria Olar nu încape nicăieri. Maria Olar le încurcă la toți oameni buni. Vedeți? N-am trecut. Noi am depus actele aici, mai mulți. Noi n-am trecut. Dar două zile de băut și de mâncat. E aici, beau, mănânc, un închiriat hotelul. Sunt bani nebuni. Sunt bani nebuni, oameni buni. Neca se numește mass media. Se numește mass media. Asta este, înțelegeți? Asta este. Dar spațiul ăsta să-l închirieze aici, aici costă, oameni buni, aici costă. Nu trei capici în cruce. Asta faceți voi. Băut și mâncat și întrunesc în restaurante, da, corect, în hotele. În restaurante, că acolo iau, frumusață, nemaipomenită. Măcar am intrat și m-am furișat și ne-a luat un jurnal de asta, ca să vă arăt, într-adevăr, unde am venit eu, unde se duce mass media, se întrunește. Tăți prinesc în plicuri și tac, oameni buni, voi de la dânșii nu o să vedeți ce e și vedeți de la noi, care noi nu ne temem și mergem sub tank, ne ducem și vă arătăm din prima sursă casele lor, bogățiile lor,
tătă lor, înțelegeți, tătă lor în țara asta. Și mass media e la pachet cu dânsii. Mai aveți încredere? Neacătele, mai aveți încredere în dânsii? Iată. Aici le dă bani și crede că e presa liberă. Crede că e presa liberă. Dar ei, eu chemat pe toți așa care au fost amendați din presa liberă, înțelegeți? Pe toți au chemat aici. Neacătele. Aici la Leogran. Este un set de hotele în toate țările, oameni buni. În toate țările este așa hotel. Este un set de hotele, înțelegeți? Și iată, aici. Aici presa liberă se întrunește. Aici costă. Aici să iei pentru chirie, costă bani nebuni chirie aici. Presa liberă se numește. Vedeți? Dar știi cât costă tot asta? Așa de pe masă, fel de fel, nu ne-a dat voie, n-am vrut să facă înăuntru, că mă rog, știți cum, e hotelul omului, el și-a dat și-a închiriat, nu m-a interesat, îi duci mintea și capul, bravo lor, că dacă n-ar și a este, noi n-am mai vede nică. Da, sponsor de milioane, ia uitați-vă aici, USAID-ul, ia uite, Anglia. Așa că credeți în presă, oameni buni. Credeți în presă. Ia ca spălările de bani. Ia ca aici spălările de bani, măcovei. Ia ca aici spălările de bani, măcovei. Lasă că eu să mă duc la dânsul acolo, la oficiu și eu am să vă arăt. Deci, ce nu mă ne ușit de ne face mai tari? Ce nu ne ușit de ne face mai tari, mai tari și mai tari? Da, două spații imediat. Și voi aici pe noi la Chișinău ne prostiți. În țară mai există undeva... du-te și te adresează la o presă, să-ți redăie la un om simplu. Redă presă la un om simplu. Ești prinit? Nu. Ești discriminat. Cum am fost și eu discriminat, oameni buni. Noi, poporul simplu, suntem lăsați așa. Nimănui nu trebuim. Nimănui nu trebuim. Dacă n-am și noi cu telefoanele deja în mână să arătăm cât uși de puțin, tu la presă n-ai acces. Cât am rugat eu la ProTV, la Jurnal TV să mă prinească. Nu m-am mai prinit niciodată în viață. Îmi promiteu, îmi spuneu, da. Și cu asta rămânem. Înțelegeți? Lor, dacă redau, ei le dau două minute și atât. Ei nu te ajută, nu te lasă așa. Și cum te-ai adresat la presă și-o văzut un ment, un procuror, iha, ține-te. Tu ți-ai deschis gura? Tu ți-ai permis și-ai deschis gura? Iată, asta este. Asta este. Discriminare în continuare, o larmărie discriminată peste tot. Peste tot o larmărie discriminată. Își fac reclamă cu bună ziua. Își fac reclamă cu Transnistria. Înțelegeți, bani, sug bani din Europa asta, dar Europa asta la America nu mai ajunge dreptatea niciodată. Niciodată nu ajunge. Că trebuie să aibă lor jurnaliști de investigație. Bine, luați și distribuiți și vedeți unde s-a unit presa liberă. Aici e presa liberă. Măcovei, i-am spus lui Măcovei, să vezi ce-ți fac eu ție după asta, două zile, tu guleiești aici, în hotel, dar să vezi ce-ți fac eu ție după două zile, proteste în fiecare zi, hai că te las două zile aici. Mâine la bălți, oameni buni, nu uitați, mâine vin la bălți, am la ora 9, am 4 ședinți, la bălți, care aveți probleme, veniți, că aveți foarte mulți probleme, veniți, dați să ne unim și dați să că noi nu să scăpăm, oameni buni, n-așteptați, ori mână pe ce-o mai dan, și-ai plecat. Și-ai uitat. Ori luptăm și distrugem tăi de la o la altă, înțelegeți? Inclusiv presa. Trebuie distrus prima presa, oameni buni. Așa care nu redau nimic ce se întâmplă în țară. Nimic nu redau. Îi tac și înghit pentru că îi prinesc pachete culioașe. De la tăți demnitare prinesc pachete culioașe. Vedeți ce spuneam eu cu termoelectrica, cât ieni, ieni umbla cu 5 milioane de euro scumpere înapoi, ieni așa la termoelectrică, 5 milioane odată de euro ca să iei înapoi termoelectrica, pentru că noi suntem, uitați-vă, ieri au ieșit la curtea de conturi, au ieșit Moldova Gaz, citiți cu atenție, oameni buni, de câte ori vă spunem vouă, vagoane cu bani, ne distrug, Moldova Gaz, stat în stat, cine l-a pomenit vreodată Moldova Gaz? S-a dus vreun jurnalist la Moldova Gaz?
S-au dus vreo... Ei prinesc pachetele și stau liniștiți acolo în cabinet și că abia eu mănânc, amuia. Tot s-au unit aici, abia eu mănânc. Au, ce hotel de lux, stai. Înțelegeți? Training-uri. Cineva le citește. Dar aici sunt nebuni să sui sub tank și să ducă. Au, ăștia, îi curăță de bani pe ăștia toți. Vedeți cine îi sponsorizează? Îi curăță de bani măcovei și dă-i bătaie. Presa liberă să numești, dar Mariaul ar nu încape. Și-am spus, dați-mi voi să stau acolo liniștit și să ascult să văd eu ce se întâmplă. Eu stau, n-am să fac o mișcare. Dați-mi voi, n-am trecut. M-au discriminat, n-am trecut. Că am pus la concurs și eu aici, să intru și eu. Nu. Înțelegeți? Bacovei să fie controlat de mine în fiecare zi. Haide-mi. O zi bună să aveți sănătate, las că eu am să vă arăt mai departe, e ca jurnalul ăsta, am să-l scot către Măcovei. Și-a făcut el și câți bani, dar eu am spun amuș la Procuratura Generală. De unde? Că și fac ei, voi înțelegeți ce fac? Ei sunt sponsorizați din bani de ăștia nebuni, eu banii și la revedere și un praj verde. Și de două zile că aici e în hotelul ăsta Leogran, bem mănâncă, bunătățuri, asta cineva trebuie să le plătească bunătățurile astea, înțelegeți? Dar presa liberă nu vă mai ajută niciodată pe omul simplu, chinuit și năcăjit, care e deposedat de averi, care e închis pe nedreptate. Nu vă mai arată niciodată care presă liberă. Duceți-vă la o presă liberă, la nord. Este Drochia, este Bălțul. Duceți-vă la o presă liberă. Vă arată cineva? Nu, oameni buni, niciodată în viață. Niciodată în viață n-a să vă arăte nedreptatea care există în țara asta și mai ales pe voi, pe poporul simplu, chinuit și năcăjit, să vă ajute niciodată în viață. Dar Mariaul are aici, nu încape, nu se poate. E scoate dreptate la iveală și asta nu se poate, oameni buni. Și trebuie dispisuit bani, de dat bani prin pachete, prin culioașe. Tăți îmblu culioașele. Pietru este Măcovei să îmbătrânească aici, înțelegeți? Dar nu m-au văzut pe acolo la foc, trebuie să-l vedeți. N-am filmat, că nu vreau înăuntru, știți cum e hotelul cuiva, e un om care îl duce mintea și capul, care a făcut. Optut și aici se întrunesc totdeauna toți cei mai bogați. Toți cei mai bogați aici, la Leogran. Înțelegeți? Aici, luat și distribuit și o zi bună vă doresc la toți. Măcar să vă aduc la cunoștință cum este presa liberă, că voi să înțelegeți. Duceți și vă adresați la presa liberă. Cineva vă spune că sunt, în toate raionile este presa liberă. Cineva vă ajută, cineva spune, cineva scrie, nu, niciodată în viață. Pentru că este poporul simplu, chinuit, prea mult este la suprafață. El nu vrea să știe asupra lui, el vrea să doarmă liniștit. Înțelegeți? Așa, poate un caz, așa, o lecție puțin al descrie, cumva. Și atât. Dar voi rămâneți chinuiți, năcăjiți, nimănui nu trebuiți. Asta este Republica of Moldova. Distribuiți, oameni buni.